Zare, că n-am. Aole. Ai găsit ceva? Am găsit ceva despre IPS Teodosie. IPS? Da, IPS Teodosie. Presimțit. IPS? Tu am crezut că a greșit și a zis de loc de POS IPS. IPS? De ce s-a întâmplat? IPS e din prescurtarea de înalt preasfințitul, da. IPS? Am zis să zic IPS? Părinte. IPS? IPS? Eu am zic cum vrei tu, că noi traducem ce vrem. IPS, trebuie să zic așa, IPS, că am învățat și ceva de cât sunt aici. Cum e POS-ul, Ramon? Da, nu? IPS? Mi se pare IPS, Teodosie. IPF e înalt fericitul. Ah, IPT. Corect. Vrei să punem pe Google Translate să vedem ce ne dă? Eu când mă îmbrac în ala o să fiu IPT, înalt prea tristul. Și eu ce sunt, Florin? IP... Înalt prea tradusă. IP naiba sunt eu. IP naiba sunt, da. Da, după cum spuneam, IP este un dosie, arhiepiscopul Tomisului este cercetat într-un nou dosar de către DNA. Bravo lui. Asta e problema lui, ce să mai zic. Dar acum, bă, nene, dar ăștia de la DNA chiar nu pot funcționa și ei după vorba sfântă, crede și nu cerceta? No. Crede și nu cerceta? Da, de ce nu? Chiar așa. Ce au cu el toată ziua, bună ziua? Păi dacă ar acționa ei așa, ar trebui să acționeze și ei las după maxima cere și ți se va da. Păi da. Păi da, păi ei acționează după asta, vezi? Păi el așa a făcut, a cerut, i s-a dat. Nu e rău. Nu e rău. Nu e rău. De, nu zic, Ramona, de unde era domnul ca să... Tomis. Episcopul Tomis. O, la Constanța Mare, perfect. Frumos. Mă împrietenesc ca să mă înveț. Când ai fost ultima oară la mare? Ai pus poze de la mare ieri, mai spart. Nu mai pot, când văd ploaia. Practic numai la mare mă gândesc. Numai la mare te gândești. Mai departe, Ramona, spune-mi. Mai departe, astăzi este... Nu fac. Astăzi este Ziua Internațională a Gândirii. Bine, da, de tot. Da. Cine putea să aducă știrea asta dacă nu e? și dacă tot am adus, de ce nu mi-ați dat liber? Vrei liber azi? Păi, dar trebuie, trebuie și timp pentru asta. Azi, că avem prea multe sărbători și prea multe zile libere în România. Lasă, ajunge. În România, da, aici e Ziua Gândirii. Cinstește-o prin muncă. Mai gândește una, după aia îți dau muzică să nu te mai gândești. Asta, zic. Hai. Da, este Ziua Internațională a Gândirii, după cum spuneam. Și știrea este despre fratele meu Trump. Tot ai ceva, da, cu... Donald Trump. Așa. Este fratele meu, e acolo. Fiecare zi că a avut un loc despre Trump, ai văzut? Da. A avut loc un eveniment neplăcut la o școală la ei acolo și ce crezi că a făcut americanul? S-a gândit să le spună tuturor profesorilor să vină înarmați la școală. După care proful de mate i-a spus să vină cu un AK-47, celui de engleză cu un Kalashnikov. Păi același lucru, AK-47 și Kalashnikov. A, da. Hai liniște, că nici eu nu știam, nu știu de ce, că nici eu nu știam. Și directorul, pentru că este director, va trebui să vină cu un avion F-16. F-16, da. Și restul profesorilor cu tancuri, ca să acoperim toată zona. Măcare vin cu astea, noi am venit cu pistoale Carpați, că așa era noi. Bazuca. Da, n-a fost frumos ce s-a întâmplat acolo la școală, la ei, nu. Da, și nici... nu poți să previi violența prin violență și mai mare. Exact, nici propunerea lui nu a fost tocmai... Okay. Să interzici armele. Exact. A zis cineva la un moment dat în state, e mișto că în state sunt permise armele, dar nu te lasă să ai jucăria aia de la ou, știi? Da. Că zice că e dăunătoare pentru copii și a interzis jucăria. Da. Dai voie cu pistoale. De vestul sălbatic ne așteaptă! La mulți ani de Ziua Gândirii. Da, mulțumesc! Puteai să-mi dai liber totuși, da?